Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Rožnov au reținut 4 tineri bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. În urma investigațiilor desfășurate și administrării probatoriului în cauză, polițiștii au reușit identificarea și depistarea celor 4 tineri cu vârste cuprinse între 17 și 26 de ani din Săvinești. Aceștia sunt cercetați pentru faptul că în noaptea de 13 spre 14 martie ar fi pătruns fără drept în incinta unei societăți de pe platforma industrială Săvinești, iar de la un autocamion au sustras 2 acumulatori și din rezervorul unei automacarale cantitatea de circa 20 de litri de motorină, cauzând un prejudiciu de aproximativ 2000 de lei. După audierea tinerilor și punerea lor sub învinuire, polițiștii au dispus reținerea acestora pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și introducerea în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Neamț pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Aceștia urmează să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Piatra Neamț cu propunere de arestare preventivă.